Timp de două nopți, cimitirul evreiesc din Chișinău a fost atacat de vandali ce au lăsat în urmă morminte distruse și inscripții simbolistice. Imaginile cu daunele provocate de răufăcători au apărut pe rețelele de socializare după ce au fost publicate de un locuitor al capitalei. Acesta a mers la cimitir să viziteze mormintele rudelor decedate. Vineri, angajații noștri au observat mai multe morminte stricate, pietre funerare dărâmate, dar de asemenea de data asta, vineri și sâmbătă, am sesizat și anumite simboliști. Știm sigur de asemenea că poliția s-a autosesizat și am început o colaborare cu ei în vederea identificării, găsirii celor care au făcut astfel de acte de vandalism. Nu este pentru prima dată când cimitirul evreiesc este ținta actelor de vandalism. Dacă înainte indivizii distrugeau plăciule de granit ale mormintelor, ultimele dăți au lăsat inscripții simbolistice care pun în gardă administrația cimitirului. Un act asemănător a fost înregistrat și miercurea trecută. Responsabilii de la poliție nu au fost de găsit pentru a ne oferi mai multe detalii.